Salutare tuturor cu ocazia unui nou episod tare de tot care începe prin a vă adresa mii de mulțumiri pentru că girați acest proiect. Ați început să vă uitați din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mulți. Am trecut de 10.000 de abonați și această performanță vi se datorează doar dumneavoastră. Mulțumiri și gazdelor noastre de la BAC52, sponsorilor și prietenilor noștri de la Betano, care aniversează în această primăvară, vară, șapte ani de existență, la mulți, mulți înainte. Și nu în ultimul rând îi salutăm de asemenea pe prietenii și sponsorii noștri de la SAS Gym, două săli de fitness în capitală, la Piața Alba Iulia și în drumul taberei. Cu tot ce trebuie, o varietate de aparate moderne pentru practicarea exercițiilor fizice, însă ceea ce face diferența este o atmosferă extrem de călduroasă, de asemenea lumea acolo este prietenoasă și puteți să fiți încă de la prima vizită ca la dumneavoastră acasă la SAS Gym. În altă ordine de idei, sau dacă vreți o prezentare a invitatului nostru, evoluția vremurilor, a tehnologiei, a internetului, a rețelelor de socializare, toate acestea au scos în ultimii ani la iveală fel de fel de personaje care, mai de care, mai spectaculoase. Așa se întâmplă și cu invitatul meu, care iată, a definit, a cultivat, a conturat pasiunea dumneavoastră pentru pește și pentru fructele de mare. Este foarte, foarte popular pe TikTok, pe Instagram și în multe alte locuri și îl cheamă în buletin Paul Nicolau, dar toată lumea îl cunoaște drept pescobar sau Paulică Mondialu, așa cum mi se spunea în tinerețe. Foarte aglomerat, un motiv în plus să-i strâng mâna și să-i mulțumesc este la tare de tot, chiar dacă suntem și... puțin pe fugă. Omule, de unde mai poți? Să Mulțumesc te pentru invitație, Suntem mult de atâtea lucruri. onorat, lor. trebuie să pot. Așa o ziceam de, de mai de mult și încă, zic, trebuie să pot de fiecare dată. Eu sunt un om sortit muncii, așa că îmi găsesc resursa în interiorul meu, să zicem, și din satisfacțiile pe care le le preiau din din munca mea. Uh -huh. Deci De acolo pot, asta ar fi Definiția pututului că până la urmă fac tot ce fac din plăcere și asta e o cheia, să zicem așa, succesului, în a putea când nu mai poți. Dar trebuie să faci din plăcere, că dacă marține cineva obligat în ceea ce fac și aș acumula energie negativă cu siguranță aș ce da. Astăzi -aș ești în București. Da. La apropo, Taverna Racilor este brandul uh, cel reprezintă cel mai bine pe Paul azi în Herăstrău mâine în Sri Lanka pentru a-și căuta angajați de acolo să vină aici. Poi mine sau răspoi mine la Timișoara și cine știe unde Și mine în toată țara și, și mâine în, în toată țara. Vrei așa și, să faci și, în o rețea, mea. nu? Da, a. Eu așa gândesc doar macro. Am început de, de mic, dar gândesc doar macro. Exact. Și ideea mea e validată, ideea mea de restaurant este validată zilnic prin consumul mare. Uh -huh. pe care l-am, adică și pe numărul clientilor. clienților. Scuze că sunt un pic îmbujurat, dar am venit de la o terapie și am stat cu, cu capul pe deci... masa de masaj că mă, mă rupe cervicala. Deci... Eu în un interiorul businessului meu, să zicem că mai am rol doar de a gestiona comenzile de fructe de mare din exterior și tot ce se întâmplă pe social media. Eu am Social media. Ai mă social media man și îmi place. Am văzut. Chestia asta cu, cu, cu marketing, să mă incită cel mai mult. Dar îți ia foarte îți ia foarte mult din energia fizică-fizică. Că întotdeauna trebuie să. Trebuie să faci ceva. Da. Social media nu e ceva static, ci e ceva întotdeauna în, în mișcare și uh -huh. trebuie să postezi ca să fii prezent. Dacă n-ai postat. S-a diluat informația absolut imediat, deoarece bă, cei ce. Sunt puțin așa spre. Da, deoarece, așa, așa, deoarece, da, deoarece cei ce. Bă, sunt pe social media, bă, nu sunt toți odată. Sunt în valuri. Uh -huh. Nu stai, tu, stai acum, ai momentul în care stai și încă 10.000, alți 10.000 acum mănâncă. Și zic tot așa, să da. se prind și cel puțin în business-ul ăsta de mâncare, mâncarea, mâncarea se vinde prin a face poftă, mâncarea se vinde cu ochiul, dacă ție nu-ți fac poftă cu mâncarea mea, cu siguranță îți face poftă altul și așa, că noi suntem animale, reacționăm la mai ales la mâncare, reacționăm imediat, da? Și așa că eu postez, 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 postez ca să te fac pe tine să vii la mine. Și crede-mă că mă faci și la propriu, pentru că am fost, știi da. că te-am sunat, eram te pe da. la Znagov pe undeva, da, da, da. și la figurat, pentru că modul în care mănânci, chiar dacă pentru mulți, nu știu dacă li se pare foarte, foarte, să spunem, manierat, deci da, tu ești exact ca românul ăla Neaoș. Român. mi-e poftă. Exact, exact, da, exact da, așa e. Și așa trebuie să fim. Eu sunt un om natural, eu n-am timp să mai fiu altul, eu sunt eu. Eu nu mai Și dacă prinde, de ce nu? nu? mai pozez în altcineva și. Da, și văd că aș și prins să fiu eu. Așa că bă, eu acum sunt nu cum mă erigez eu la un exemplu, dar chiar sunt un exemplu. Și o văd zi de zi în tot ce se întâmplă sutele de mesaje care le primești și prin care spun că am inspirat și tot. Nu doar prin faptul cum mănânc eu, că fac poftă, că asta e, poate și exagerez câteodată, tocmai ca să fac poftă. Uh -huh. Dar bravo mie că pot să o fac până la urmă. Da? da? Când ai un, un serviciu și un produs, bravo ție că poți să-l vinzi, nu mai contează cum. spune cât de popular ai devenit? Și nu mă refer uh, în primul da. rând sau neapărat la numărul de urmăritori, ci așa, la feedback-ul pe care îl primești uh, la semafor pe stradă. Da, mă, mă salută lumea, adică am devenit o per persoană recunoscibilă, să zicem așa. Da. Mult mai repede decât ai fi crezut vreodată? Eu am muncit mult, eu am muncit mult, dar m-a ajutat mult pandemia, normal. Eu am știut să, să o joc în, în pandemie chestia asta și lumea a stat mult mai mult pe rețelele sociale Da. și m-a ajutat și normal TikTok-ul. Uhum. Și formula de algoritm a TikTok-ului în care te ajută să, să faci minuni în piață. Și toate promovările astea, pentru că sunt de un... nu uite, urmă... hai să zic așa, că lumea zic că, știi cum e, lumea te, te, Crede că ai apărut de când te-a văzut el, lumea. Da. Dacă el te știe de o zi, el crede că tu de o zi ai apărut. Cine e ăsta, bă, de atâtea face, atâtea hale, cum l-am în viața mea? Dar nu tu ești de vină că nu el te-a văzut. <laughs> Ele. Ele devine că nu. Da? Până în momentul pandemiei, restaurantul meu în numărul de follower era numărul 1 de, nu de, de, mult timp. Era odată și un, un, un de asta, Face Brands, să spunea, era un... Da? Și la rubrica restaurante, în fața mea erau kfc și McDonald's, în România. Da, așa cum am vreo 300 de mii de follower pe, pe Facebook. Adică dacă moare câți de multe lume, și dacă moare TikTok-ul te-ai dus. Nu, dacă moare tiktok eu sunt picioare rău de tot. <laughs> și nu doar că am follower și astea, pentru că e coadă în fiecare zi la, la restaurant. Și da, asta vreau să zic, că eu existam și înainte de TikTok. Pe restaurantul ăsta pe punctul ăsta în l am de 5 ani jumate de acum. N-a apărut peste noapte. Uh -huh. Și munca mea e de 10 ani în spate. Prima a fost la Buzești, acum. Prima a fost la Buzești, apoi șapte ani de zile. Da? Nu e vina mea că lumea nu știe. Dar între timp. am avut ai... restaurant de șapte ani de zile. Între exact. timp ai devenit În... și mai popular. Da, și, și mai mi se evoluție. Am evoluat cum trebuie, că practic cu toții trebuie să facem chestia de genul. Dar asta spunem, și asta și... Aportul, aportul nostru a fiecăruia pentru Universul ăsta și pentru lumea asta. Adică... Și pe zona asta te-ai adaptat? Sau, uh... Adică. Pe care Ai nu. în sânge nativ uh, calitatea asta de a face show din prezentările tale. Pentru că atunci când îți prezinți marfa la restaurant, tu cu fel de fel de discuții, cu fel de fel de glume, cu Larisa, cu. Nu da, uh, uite. Nu e o prezentare, da, uitați și platou da. frumos, vă invităm să. Nu am fost o persoană inertă niciodată, adică. Spontană. Da, eu n-am fost un om, într-un. într-un orice grup am fost, mă evidențeam întotdeauna. Și în. 1, 4 și nu știu, am fost capitan la fotbal, capitan la rugby, șeful clasei, adică am avut, mi-a plăcut în față așa să, să mă bag în seamă, să zicem așa, da. Să ieși din uh, turma. Exact. Da, da. Gagi, car, precoce, de toate. Da, eu mi-am trăit, m-am trimis în clasa 8, m-au trimis la București, joc fotbal la, la, Dinamo. Și de 15 ani la București, viața te călește. Da. Adică pe mine m-au ajutat toate chestiile astea bă, pentru omul care sunt astăzi. Uhum. Și să mi fie ușor să, nu știu, n-am trac acum cu tine. Altul da. poate că avea trac, poate că avea, dar eu nu mai am timp să am trac. Și să ne înțelegem. <laughs> Paul are doar 37 de ani. 36, scuze 36, 36 scuze mă pe scuza -mă mine că te-am îmbătrânit. <laughs> și a făcut cât au făcut alții într-o da, viață. nu o măsurăm că eu un um... care eu știu eu chiar mă considerabil la început, că eu am făcut foarte multe lucruri, nu fără bani. Am, am reinvestit tot, știi? Deci am am reinvestit în afacerea asta mult. Mult, 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 poate chestii care nu s-au văzut, dar pf, mult în cunoștințele mele, în deplasările mele. Am fost în China, am fost în America, am fost în peste tot ca să învăț și să acumulez, doamne. Am făcut multe rău tot. Strict de când ai început businessul ăsta, a, nu și înainte. Da, da, da eu, în, adică, da, nu, o companie prea, de, într -o, telecomunicații. de telecomunicații. nu, da. Strict de când uh, a început nebunia asta cu curaci. Da. Cu curaci, a am dat o, 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 după am dat -o în fructe de mare. Da, a început o nebunie de, atenție, nu știu câți dintre dumneavoastră ar avea și curajul și uh, inspirația să facă ce a făcut Paul, pe hârtie. Adică Paul a, a început așa. să vândă Aveam pe Aveam o agenda. Da. Care mi-a furat un hater și atunci aveam. Aveam agenda mea, mamă, ce rău îmi pare că mi-a furat agenda aia. aia era -a. pentru muzeu. Mamă, era de pus în... vorbesc serios că eu pe agenda aia, mamă, ce, ce mă răscurește Pe agenda aia eu am scris că o să fac taverna raciu. deci am, scris, am făcut business plan Pas cu pas cum o să fac, cum îmi par plimea, bă, cât de deci era pf, pas cu pas. Frumos rău. Și că o să am un restaurant lângă o apă în București, așa am scris. Nu știam care apă, dar am scris atunci când eu n-aveam un leu de să în casă în momentul ăla. Tu s-a făcut să uh, da. business planul, dar n-aveai nici măcar de unde să iraci. raci. Zero raci. Da, știam că există, că alții au raci au... Industrie din asta, trebuie să fie și la noi. Uh -huh. Noi avem cel mai mare bazin de ape interioare din Europa. Adică apă dulce interioară, lacuri, râuri, tot, suntem cel mai bine. Suntem numărul unu din Europa. Nu mai e mai nicio țară europeană în care să aibă mai multă apă dulce ca și noi. Da? Ape interioare. Așa că, având atâta apă, trebuie să. Avem și raci. Da? Da? Deci, na. Tu, practic, ești cruz la suprafață. Și la da, propriu și la figura. Da, le-am dat preț la rac, să zicem așa. Uh -huh. Am din, din rac ceva. În uh, condițiile în care ai fost, uh, nu, obișnuit, da? Uh, uh, în casă, da? Uh, când erai la părinți, tatăl tău a adus un rac. Bravo, că mi-ai citit. Uh, nu? No? Păi, să povestea, așa ca să decurgă da, discuția. Da, da, da. Tata a dus un murac, a fost primul meu animal viu da. în casă, că noi n-am avut câini, pisici, și am stat la bloc și întotdeauna și nu, da. Asta la unești. La tecuci asta se întâmplă, da. asta la tecuci. Și atunci a dus tata de la Doaga, un murac viu, da. să-l vadă și fiul, să avem 5 ani, 6 ani, să vadă copilul, rac. Și l-am ținut într-un bol, da, două zile, trei zile, că ăla dacă nu are pe principiu să oxigeneze apa, moare, că nu e, da. Și dar l-am ținut. Și asta când eram eu în prospectarea, în căutarea mea de idei de afaceri, într-un moment de cumpără din viața mea, pe internet când am scris idei de afaceri, una din, din unul din rezultate da. a fost asta cu ați înfita fermă de rat. Și asta m-a făcut pe mine să am atunci un, un clic. Bă, asta e că, asta, că iată, m mai adus tată, dar Eu, 30 de ani, 20 de ani n-am conștientizat, m-am mai gândit eu vreodată Că am avut eu vun sau că am da. mâncat în viață. Dar ăla a fost momentul că... Na, da, că eu mai făceam ciupercări, na, da, nu mă. Adică când scrii idei de afaceri pe mm -hmm. Google, ză tot felul de... Rezultate. Rezultate de astea, că tu cu nevastă ta, cu un petec de pământ, îți faci uh, ou de picirichi, nu știu ce, cu 5.000 de euro îți gospodărești tu acolo mm -hmm. ceva și faci un ban. Da. Ceea ce e adevărat, poți să faci. Există. Dar nu te-ai gândit la momentul ăla, bă, poate nu sunt foarte multe rezultate. Că nu erau multe rezultate, nu? Ba era, chiar... era, era, eu am simțit, deci... Experiența pe mine m-a... Cum să zic așa mai... Nu, jargonic. Experiența pe mine m-a simțit să văd că cei pe tot internetul și CD, era doar un CD, era un singur rezultat cu un CD care îți vinde o vrăjeală. Până la urmă, să-ți faci fermă draci. Și eu am, am, dat și fermă de reaj, să caut și ferma aia de reaj. Bă, de unde mă s-a inspirat ăsta să facă CD-ul ăsta de fermă de reaj. am zis că e o vrăjeală. Ia să mai așa, că dacă la noi nu e loc de... E bine, dacă e doar o singură vrăjeală, înseamnă că e, e, loc de făcut treabă. Ola uh -huh. să-mi ia mie banii pe un CD, dar de, de unde? Ăla doar din cărți a adunat informații. Dacă nu există exemplu viu în țară. Eu să mă, că mă cu mașina, mă duceam a doua zi la ferma lor, dacă găseam una. Nu? Da, da. da. Și am scris în engleză. Am zis, bă, la noi nu e, nu e. Am scris în engleză. Racul în engleză se numește Cryfish. Cryfish în, uh, cu, cu, Y, r Y, Fish în Europa și Crowfish, C, A, W, F, -H, în, în, state. Da. În fine. S-a roșit destop. Uh, desktop -ul. Adică, raci fierți, uh, tot felul de raci, evenimente cu festival festivalul cu raci, uh, toate nebunile cu raci. Uh, eu am simțit, uh, am mirosit sânge, eu, tu, în dragă industrie. Asta afară. A, da, asta afară. dacă ea fac afară, eu doar trebuie să copiez de la ea, să fac în țară. De? Da, dacă, te... ea, dacă ea făceau super industrie și am găsit, după aia am stat nopți, multe zile întregi și am citit tot ce fac ea. Raci ambalaz, raci fierți, fierturi de raci, șapte mii de rețete de raci, raci în stil suedez, raci în stil american. Am, a intrat racul în ADN-ul meu. <laughs> racul în, în da. Paulica. Exact, mi-a intrat racul în ADN și am da drum. Dar nu te-ai gândit în momentul la bă, dacă nu merge sau poate că nu există... Dar ce aveam eu de pierdut atunci? oricum pierdusem tot. Eu la 19 între 19 și 25 de ani am avut foarte, nu mulți bani, foarte mulți bani câștigați propriu, da. da? dar nu mulți, foarte. Și asta a fost și un bine și o, și o greșeală. O greșeală că eu n-am știut să menegiuiesc atâția bani cât, 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 am fost în stare să-i fac, că pe meritul meu i-am făcut. Da? Eu îi făceam și îi cheltuiam și îmi stricam viața. Am făcut toate depravările posibile din, din, lumea asta le-am le făcut până atunci. Mese, mașini, Orice, femei. mese, cheltuieli, tot ce de la 19 ani, jumate, nu știu, 19 ani până în 20 de ani, am luat seria 5, ultimul model atunci. De, în halul ăsta, da? Și explic și cum, adică sunt chestii... Aveam sute de agenți în subordine, la RCSRDS, m-au făcut, am, prima oară m-am angajat, băteam la uși eu, agent de vânzări, băteam la uși. Să faci contracte. Se fac contracte. Când era RCSRDS-ul în expansiune totală, știi? Și făceam contract. Primul salariu, 17 milioane. Deci erau la început. Abia înființau ei chestia asta de, de gherile, trupele astea de gherile, de dor tudor de agenți dor tudor Cu Dom Bendei în, în frunte și cu, cu Ovidiu Ghima și cu tot așa. Și după aia, că eu am excelat în bătutul la ușă, au e? ales, aveam papagal, au ales șase dintre, dintre noi, ne a pus supervizori. Și am fost supervizor, am avut prima oară șase oameni. Și în fine, într-un arc timp de un an de zile, am acumulat 150. Grila de comisionare pentru noi, supervizorii, era în fermător. 10% din total sumă comisionată către toți agenții tăi. Având 150 de agenți, fiecare câștigând 30-40 de milioane, 50 de milioane, 80 de milioane care au mai bun contracte, că făceau, da? Mama, băteau la își rupeau unii, că aveau ce face. Își rupeau tenis și toate mm -hmm. toată ziua stăteau. Da? Se acumulau sume la comisionare, 4-5 miliarde, 5 miliarde jumate și mi îmi dădeau 500 de milioane. Acum... Deci eu am 36, sunt acum 15 ani de zile. 300 de milioane? 400, 500, pe luna? lună? Pe lună, luna de la cartea era, dacă eu îmi dădeau 10% din total sumă comisionată către toată, toți agenții mei. Da? Dacă aveam un cumul de 4-5 miliarde la plată către toți ăștia ei mei, eu aveam 10%. Așa era de la ERDES. Da? da? Și așa am ținut-o 5 ani de zile. Bine, 3 ani la RDS, după aia, doi ani la, la Rom Telecom, dar tot cu aceeași grijă. De aici cu Pauli Mondialu. Mondialul. De aici cu era Pauli cu Mondialul. Eram regi. Da. Aia Și banii ăia, spui că în loc să investești, e tocat. foc, ce să investești, ce să în cap, tu, Foc, foc toate cluburile posibil, toate... Plecam cu ei în țară cu 150-100 de oameni, cât erau disponibili, să zicem, în săptămâna aia. Că deschideam orașe noi, adică ce însemnea deschideam orașe noi? Mergeam peste Rom Telecom sau alte UPC cu fibră optică. Eu rupeam că toată lumea vrea fibră optică, că ăștia erau învechiți. Și eu mergeam cu 150, nu-ți dai seama distracțiile ce puteau să fie acolo, stai cu 150, închiriam un hotel întreg și era hotelul... Nu. No. Da, păi eu plăteam, eu făceam... Dar și plăcut, aveam nu? Adică, adică să fii, să-i patezi. Am, am făcut nă -nă născut pentru asta, să zicem, da? Păi, eu știam... În fin, la clasa nu m-a ajutat mult asta cu Bucureștiul, că m-a șmecherit, să zicem, de mic. Te-a versat? Da, m-a versat și după aia eu am manevrat lucrurile. Păi, m-am întors la unești în clasa 10, eram deja haladit de nu se mai putea. Uh -huh. Haine schimbate, altfel tot și eu din a 10, a 11, după aia de două ori pe an mă duceam la București să-mi cumpăr haine, că știam locurile. Și uh -huh. Cine să mai ducea? și copil să mai urca în tren? Eu aveam tupeu, știam. Dar cine-i zicea? Te duceai la 14 ani la București să cumperi haine la 15 ani? Nu Aia. cred. Păi nu cred. Și nu cred că mulți să nu, okay, nu. Eu De două ori pe an aveam de la mama mea buget. Mă urcam în tren, mă duceam la pavilionul H și IDM și acolo da. știam și eu. Da? Și luam, îmi luam hăinuțe. Da. Deci eram un pic înaintat, așa. Da. Da. Gagiși la greu. Da. Mai ales pentru un tânăr de provincie să vină la Dar București. Am sex cu... în clasă între 6 și 7. Că <lip> la 14 ani, nici nu cred avem aveam 14 ani. Câți ani ai atunci? Păi vinge. Da. Pana mea. Și de atunci nu m-am mai oprit. Da. <lip> adică, lucrurile s-au întâmplat da. un pic mai așa. Mai, mai Părinții rău. tăi din ce spuneai, nu dăm filmul foarte mult înapoi, repet că suntem într-o ușoară. În într clasa ușa... am ieșit, uite, în clasa zicea cu părinții iubitei mele de atunci, că avem da. relații relație, deja relații în casă zicea. Adică, am plecat, da, cu semnătura lor, am plecat în Elveția. Adică eu am ieșit din țară la 16 ani. Acum 20 de ani am ieșit din țară eu. Da. Am fost și în Elveția. Și m-am dus în Elveția, în Italia, -am... pentru că mi-am avut. Plus, Londra l-a spălat de vase la. Aia, după aia. Da, de... da, da. După da, aia, da. după ce m-am angajat la RDS și aveam binele ăsta, după primele trei luni, bine, bine, a venit treptat, așa că. La cin... Da? După trei luni, eu am plecat cu. Prietenii vieții de la Onești am plecat de acolo toți uh, gașca, da. da? Facem împreună. Da? Eu m-am băgat la Să am început să muncesc și să am rezultate din da. din știi? Da, și ei, hai la, că domne, noi mergem la muncă cu programul ăsta, de prin facultate uh -huh. și mergem în Anglia, să muncim. Și am zis, Hai, mă, pui mei, văd ce fac, că era trei luni, mă întrerup la ăștia, dar eu deja să câștigam 4.000-5.000 4, de lei în primele trei luni, după aia, când zic eu, banii am mulți, într-un an de timp de un an da. am ajuns să-i câștig pe ea, da? Dar eu deja primul salariu, țin minte, l-am avut 17 milioane, al doilea 27 și după aia 40 ceva. Ei, când am avut 40 ceva, prostul de mine, lăsat influențat, influențat de anturaj, că asta e, m-am decis să plec cu ăștia, să întrerup că mă duc la mai bine și mergem cu toții, băiețeală. E, și am plecat în Anglia. Tu ferească Dumnezeu. La... Am zis noi că mergem, uh... domnule, la o fermă de flori. Ce poate să fie, bă, greu la o fermă de flori? Mergem, haubau, știam că am plătit, nu știu ce. Ce poate să fie greu? Ferească Dumnezeu ce brațe am făcut eu atunci, cât am dat la lopată, la compost de flori, să, numea. Nu de n-am muncit în viața mea. Eu n-am muncit, eu, eu sunt de la, zice de lumea, de la țară. Eu sunt de la Unești, de la Moldova, dar am trăit numai la beton. Eu nici bunici la țară n-am. Și familia cât de cât înstărită. Bă, adică m nu... tata aviator de aviație militară și mama contat. Oameni normal, nu înstăriți. Dar nici săraci. nici săraci. Am avut mașină întotdeauna, nu știu, chestii care bă, știi cum e. Dacă ai mașină, erai puțin mai în față. Păi era Eu la 18 ani am avut mașină. La... Pui mei m-au ținut ca, pe, nu știu, din clasa a noua, știi cum era. Îmi dădea mama banii în weekend să am... De uh... la noi acolo, zi... Să am masă la nou Problem, era de clubul orașului, dar aveam 15... Adică m-a ținut... Să... No Problem din Teguci? Din, din Onești, din Onești. Era și în Brașov. Toate erau No Problem. Ah, era și în Brașov. To toate erau No Problem. Dar zic așa, că ca... m-au ținut la clasă nouă la București, după aia nu m-au luat de tot ca să nu mă las de fotbal. Deci eu am intrat primul cu 8.98 la capacitate la, la liceul de aeronautică a 8, că erau așa și se făcea primul cu prima medie, da? Și am ieșit aproape ultimul. Adică abia mai treceam la aeronautică, la fuselaje, la ferească Dumnezeu și mai... -am Deci m-am... S-a dus și fotbal și tot, că dacă nu, atunci când trebuie. Eu, la, deci stăteam așa la liceu, făceam la aeronautică, căminul la apicol, 3 minute distanță, da, da. ca să nu cumva așa, și liceul din Dinamo, stadionul pe linia lui 5, la trei stați, da. Deci atâta, nu cumva să mă pierd. Pe barbă, vă cresc. să Ce vorbești? -mă. Păi eu aici la Picol, aveam în... La Picol când stăteau și studenții anul întâi de la România Americană. Și eu aveam viață ca aia, poate... Mai bună? Nici unii ca ăia n-au făcut ce făcusem eu în, în liceu și nu știu da. ce. Da. Și stăteam. Nu fumam, în rest, beam, stăteam cu ei, gagici, tot. tot... Și un loc să mai mă, mă duc pe la Dinamo și pe așa, era numai cu ei. Deci eu la clasa 9 aveam viață de primul an de facultate. Mm -hmm. Stăteam cu ea, nu era nicio diferență. Aveam, aveam gagi că al nu la facultate, aveam 15 ani. Dar nu era nicio diferență. Bani în buzunar aveam la mama așa, îmi trimitea și eram. Erau atunci Max, Dumars. Aia, avea la Marcel acolo. Da. Mar, du, du, peam. Și poale, toate eram acolo. Deci eu aveam viață de student. Ce fotbal să mai trebiam eu? fotbal, când eu eram în toată gagicarea. Mai ajungeam, dar eram cam obosit. Deci, de practic, la București te-a schimbat în rău. Și de acolo uh, a început și un de, acolo de fel -am de aventuri. m-am mai dus la Bacău să mai încerc de la, după ce am plecat de la Bacău. Am zis, hai mă, să mă apuc totuși de școală să renunț. Hai la Bacău. M-am băgat și la Bacău la fotbal, ce cu program uh, sportiv. La Bacău. Am mai stat acolo un semestru și după aia, gata, domne, hai mă la Onești, hai mamă la Onești, te-a pus de carte și m-au băgat ai mei la Onești acolo, mic orașul, dar are vreo șase licee, deci da. să învață să mănâncă carte pe pâine acolo. Deci e un oraș foarte... pentru că are foarte multe platforme industriale și nu e un oraș fraier, să zicem așa, e un oraș cu, cu bani, a fost și echipă de fotbal, da? Nadia Comăneci. Da, și erau mulți gimna... copii, da. copii... Mm. Fiecăruia, directorul așa, directorul ce, primarului, toți se înghesuiau într-o clasă. Într-o clasă din astea șase a, a, a domnului Sorta. Erau, toate elitele trebuiau să fie neapărat la, la, domnul, Sorta. la, la domnul Sorta în clasă. Da. Dirigintele domnul, domnul Sorta. Mate, info, cu informatică intensiv, cu fizică intensiv, eu o, am intrat acolo. Le-am stricat clasa la ea un pic așa. Da. Așa, nu mai zic. Le-am le stricat. Am cu asta. înțeles, da. Așa. Da, da. Și, la... și la tot. Da. Pentru fete am fost primul, așa? Da. Și... Primul vorba din viața lor. Exact. Și după aia... Domnule, hai la... Hai să mutăm treaba, hai de la, la liceu cu program sportiv în Adia Comuneci, că nu da. e bine. Ia zi, doamnă, eu nu-i problemă, că îl trecem, 5-6 la tezi, nu-i problemă, așa se descurcă. Eu nu puteam să acumulez asta la informatică, la fizică, la, că eram în urmă cu 2 ani, nu făceam Mi Mie nu mi adică nu eram omul cărții, stau pe ea să mănânc carte ca să revin, știi, să mă pun la zi. Și m-am dus la liceu cu program sportiv în Adiacomene și bine, mersi, acolo am fluierat. Uh -huh. Am terminat cu 9,80 ceva, cred că... Dar cum le-ai făcut, cum nu le-ai făcut Au ieșit, au ieșit, au ieșit, bine da, a Pentru că n-ai fost pe la vreodată asta de corecție nu, Pe, există, de zi, pe la vreo secție de miliție, poliție Dar am făcut domnule asta Eram spun. capitan la fotbal întotdeauna asta Eram în întotdeauna adică ori eram, Nu că am dat-o băutură și n-am mai da. făcut nimic Eram sportiv, rupeam treaba și... Da, bine. ai avut teribilismul ăsta da, în tine. Și la, Hai să zicem că la astea La... Uh, 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 română, zi astea, umane, cum le zice, mm -hmm. la, 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 română, istorie, da. geografie, la, uman, la uman. rupeam zeci pe linie sau nu știu ce, nu, nu exista. Era real și uman. Da, la real mai ușor așa, că pierdusem startul și nu <laughs> da. îmi plăcea cu informații, că eu n-am fost da. pe păi ăștia... Și în continuare te-ai ținut de între da, ghilimele de treaba asta. Nu sunt că omul, ai început trei facultăți și n-ai terminat tehnic, niciuna. Da, da, da. Păi mai dau un exemplu. Ăștia din generația mea, când ei erau, au început să le de Mirc, stăteau pe, pe în de internet da. pe Mirc, eu eram cu gagici, eu aveam treabă cu gagici. Când ei stăteau pe calculatoare, eu nu mai știam cum să combin uh, gagici. Da. Păi mai era diferență. Și stați, mă, acum a spus, stați, mă, da, frate, da. pe cal, pe PlayStation, mă, o nu știu ce <laughs> Oameni, da. Mășine, dar revenind mă. în prezent, ai pierdut toți banii făcuți în telecomunicații? Da, prin... că unul de lor, nu Nu că ai prezent. investit în ceva Oameni, și a fost faliment. nici măcar apartament mi-am luat atunci. Nu, 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 n-am făcut niciun business, doar uh, high, life, high life, Și de ce n-ai continuat acolo dacă se făceau bani? Bun, i-am pierdut, hai că fac păi nu, s-a terminat a, a, și cu terminat? contractele a, deci a, okay. cu da, Am avut un, uh, un palaier de să am fost dat afară de către domnul Bendeș, cum s-a că am mai povestit asta? Cum s-a întâmplat? Uh, cred că s-au și pe înregistrare dacă mai cu aia bun, Nu cred că s aude de foarte. Da, de -a fi cum s-a întâmplat că N noi au început ei cu digitelefonie. telefonie. Da. RDS să să da. lanseze și da. produsul ăsta digitelefonie, da? Și noi primeam, să zicem, grupa mea 3000 de telefoane fără proces verbal de predare. Da? Eu primeam 3000 de telefoane, le distribuiam tubă, ia 30, 40, 50, du-te în scara aia și primeam liste liste cu tot, cu date, CNP, tot, tot, uh -huh. unde trebuie să dea telefonul. Și uh -huh. se dădeau telefonul către abonații, deja, de cablu TV. Deci nu mai era vânzare, era împărțire. Bătea la ușă, să rămână doamnă. Un Ofis. telefon cadou, așa era și vrăjeala la agenții. Să rămână un cadou... Și televizoare s dat. Un, un cadou de la RDS, un telefon Digi, care telefonul era decodat de tot, tot, tot. Uh -huh. Ăștia au simțit uh, sânge și ce mai făceau ei? Completau pe, pe brânci agenții de la toate grupele completau contractele, da? Pa, pa, că aveau datele, semnau și după aia luau telefonul, nu mai dădea. Și mie îmi dădea contractul la urmă. Ca și cum ar fi dat la oameni. Ca și cum ar fi dat la oameni. De unde să știu eu ce a făcut morții lui cu telefonul ăla? De unde să știu eu? Da. Nu? Da. Din 3.000 de telefoane care ăștia mi le dădeau și erau herupiți că el îi vreau, adică puneau și presiune pe noi șefii să dă multe telefoane o să facem contract, o să facem cifre, să pui mic. Mm. Erau fonduri și la fonduri eu am înțeles mm. imediat vrăjelă. Chiar dacă nu aveam prea multă carte, eram descuiat așa. Fond trebuia să dea cifre. E cifre, da, mă, cifre, vezi cifre, vă dă un cifre de nu știu ce spun. Bun, din toate grupele astea eram, să zicem, cam pe locul întâi la vânzări așa, adică ăștia și făceau treabă, ăștia ei mei, da? Și rupeau pe contracte. Și s-a întâmplat că o doamnă mai în vârstă așa, rudă sau ceva, cu domn director general Bendei sau ce fel de director era el atunci, i-a venit factura acasă, vreo 72 de milioane. Dar de ea n-a primit telefonul. <laughs> și a făcut reclamații. A făcut reclamații tu responsabil a... De... Ăla era un cod, un agent de la mine din grup. Și te-a curățat. Mă cheamă la el în birou. Mă, eu când era zi de salariu, trebuia să mă duc cu geanta, n-aveam cum. A, ăștia toți tai mei, pe lângă ce luam eu comisionul ăsta, toți îmi dădeau 10%. Le luam eu. Asta era chestia neortodoxă care o făceam. Dacă am adus la muncă, le luam 10%. Zeciuiala era. Da, șefii nu știau. Povestim tot. Dar ce să știi șefii, ce treabă da. au? Combinația mea da, e la da. în curte. Am Combinația mea la 10%. Deci sumele mele se dublau. Nu ce am zis eu. Da. N-aveam loc să carbani, da? Bun. Ce, bună ziua, domnul Paul, bună ziua, domnul Bendei. Um, domnul unde stați? Păi pe Mircea Vodă. Dar cât plătiți chirii sau las cumpărat? Nu, plătiți chirie 500 de euro, pe cu 20 de La camera de comerț acolo. Acolo, ca camera, închiriasem de la Ienci, uh -huh. la fotbalist, da. chiar de la, el, la etajul 1. Da, cred că s-a mutat înapoi acolo el. În fi, nu știu. Da. așa. Acolo, la camera de comerț, la etajul 1, pe acolo. Domnule, acolo 100-500 de euro. Da, bun. Bă, 20 de ani în urmă, 21 de ani în urmă, da? Sau nu, oh, 15 ani, scuze că, da. 15 ani în urmă și... da? Dar tu telefonul este ce, ce știi? nu, dar de unde ai bani de BMW? Păi mă plătiți, de, cred că 3 ani de zile, cu 450 de milioane iau... Ori 12? Fluturaș, a? da, pe, pe lună, da. de la dumneavoastră, da. Ah, da, păi da, că atât, e cea mai bună grupa a mea. Ah, cea mai bună grupă. E bine, eu te acuz că ai instaurat o grupare mafiotă în cadrul RCSRDS în care ai sustras telefonul. Dom'le, eu am zis cum ți și ție acum. Și poate o fi, eu nu zic nu. Poate că o mai fură lumea. Tata -ta, timp cât mi îmi dădeați. Fără proces verbal, îmi încărcați camionul cu 3000 telefoane și eu vă aduceam niște contracte și eu am 150 de oameni, ia să văd eu cine a furat. Și cum? Mm -hmm. Nu? Cum da, dar ți-a fost fatală, zici. M-a dat afară. Și m-a dat afară. Și la poliția m-a dat atunci un pic. A, a ajuns da, m-a da, trimis la... Da, m-a dat în asta. Da, poliția mi-a dat... Da, mi-a făcut plânge, Ne încep nu. Ne prea urmării penale bazată pe acuze nefondate. Mm -hmm. Așa și ce treabă am avut eu? Că să dădeau sute de mii de telefoane că s furat câteva. Da. Da, n-am. Și bun. După aia m-am mutat, m-am mutat la, m-am dat afară de aici. eram bun, eu ca om, ca supervisor, deci eu am fost uh, prințul telefonelor, așa eram la ei acolo. Aveam mașină de la deci mă țineau ca în dar ei au trebuit să, dea un, trebuit să dea, un exemplu. Ca un nebunit când au fac să fură telefon, știi? Și din păcate exemplu, le-au părut roșilor, dar din păcate exemplu am fost eu. Ai înțeles? Avem, am adus toți, toți oameni de la unește, avem 150 de oameni, care îi țineam pe București, sau erau flexibili, mergeam cu ei oriunde în țară, adică eram o verigă foarte importantă în herul ăsta de a, Și toți de, cu talentul de a... Zeci de mii, sute de mii de contracte le-am făcut. Deci, nu fără nicio exagerare, că sute de mii de contracte doar eu am făcut pentru ele, care i-am abonat și dai seama câte zici sute de milioane au făcut uh -huh. ei din treaba asta. Da? Cât deci, încasează abonamente. Deci o poveste care nu are absolut nicio legătură cu ceea ce București, a urmat. Și eu am fost om de un fusunt, de oraș om de consum, om unde... Și a trebuit să te apuci de altceva și ai ajuns la internet da, ca să, și... să sărim niște pași așa, dar da, internet și spune ne bine acum cu internet. Înainte uh, de a te apuca de businessul ăsta, da? Chiar și pe hârtie la nivel teoretic. Uh, când mergeai că un om versat, un adolescent versat mergea la restaurante prin București, hmm. comandai fructe? Existau fructe de mare? Adică no. nu, nu, mânca. nu mâncam, no. nu comandaam. Nu, nu. Deci eu atunci nu. Nu aveam, n aveam. Dar cine avea? Păi asta te întreb. Doar eu... la, poate atunci la Mesogius la... sau mai erau ăștia la, acolo pe colț unde, erau, unde se, era restaurantul ăsta de să strângeau toți ăștia de la fotbal. Era tot aquarium? Pe, La Aquarium acolo. Piața Galați. La Piața Galați, acolo unde. Așa era pe vechi. Atunci da, mergea Giovanni la Boban. E bravo, acolo, 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 acolo a, la acuari, Poate acolo, dar eu intram atunci la Aquarium. Nu, mă ducem, eram pe cluburi, nu eram eu stau de restaurante. Nu era Izoleta, n-a apărut se casa nu, de Nu, dar nu se teme de de fițe și figuri, de eu, ce beam conta, nu ce. Uh -huh. nu. Deci practic nu e. îmi era pare rău ai... de bani că eu nu, adică eu trebuia să călătoresc mai mult, trebuia să fac mai mult de ei. Nu, eu doar ieșeam cu 5, 7, 10, 15 și plăteam eu note. Da. Deci practic nu erai... Uh... Nu eram un pasionat eu de gastronomie. Pas pasionat consumator, să no, zici, domne. Eram. Nu. Zero. Nu. No. Nu, totul a venit uh, mâncând. <laughs> când ți-ai dat seama că va exploda? Mm, mm, mm. Când mi-am dat seama că va exploda? A început cu niște bani împrumutați, 8000 de ron. Nu... Poate la prima, știi cum, întotdeauna re reacția oamenilor când mă prezentam cu racii vii, da? era că racul e un produs care vinde, pentru că e viu, mișcă. Adică, mai viu decât viu nu poate. Nu-i proaspăt, e viu. Da. da. Deci, e un produs care uh, are multe calități. Da? Prospețimea, după aia, după ce îl gătește, gustul, după aia, calitățile nutriționale și tot așa. Da? Uh, întotdeauna făceam spectacol unde mă, mă prezentam, știi? Dar era o resursă limitată pentru că eu eram un om limitat, cum ce-am eu? Atât. Atât. Eu și mai aveam un. Uh, un prieten, Grădii, care m-a ajutat mult la grădinarul, la linteam, m-a ajutat mult la începuturi. Și după aia am deschis restaurantul care a fost... Deci prima activitate a fost efectiv desfacerea la alte restaurante sau prima la alți... Oară vindeam cu, da, suneam la toate restaurantele și vindeam la pungă, la kilogram. La garlic, la gelul. Eu mă da. cu 3 kg, vindeam, luam 90 de lei, uite așa. Și apoi piața obor. Și apoi piața obor cu tarabu și tot așa, da. Mhm. Uh -huh. Și în obor se uh, interesa lumea? Toți îi vindeam în obor, Ca Acolo e pe alte. Păi cum? Raci, în Rău... la piața de pești. Toți racii vindeam, nu rămâneam cu un rac. Da, că oamenii sunt nostalgici. Racii înainte au fost pe, pe piețe și pe dar au murit. Pe 40 de ani au murit și nu înțeleg de ce. Uh -huh. de? Dar erau oamenii vârstnici, da, de vârsta a doua, care când vedeau raci, uh, uh, își și aduceau aminte de copilare, deveneau nostalgici. Și din chestia asta cumpărau. Deci tu practic ai dezgropat un segment uitat de mulți. Da. Tradițio... L-am dezgropat și după aia l-am și dus la alt nivel. Da. I-am dat valoare, da. să zicem. Știi? Da. Care avea însă tradiție în România. El avea, avea, da. Și pă, sunt scrieri pe lipscanii vechi. Erau asociați cu berea. Deci erau raci și se mâncau. Că după aia eu sunt și pasionat. Adică am început să citez, să văd istorii, chestii și da, într-adevăr erau și de aici până la trecerea uh, și către fructe de mare. Pai, după sau... ce am deschis, am, am făcut prima tavernă. La prima 50, tavernă. Aveam... nu? Sau unde? Uh, da, aveam 5 produse în meniu. Atât. Aveam raș fierți, aveam pui de baltă pane, aveam creveți pane, aveam scoici pane și calamar pane. Dacă calamar aveam de la inele congelate, o mizerie, știi, că nu știam eu de calamar. Atunci, dar erau bune, că și ăla e ca o gogoașă și al mâini și pe ăla, știi? Dacă e, dacă e pasta aia. Și aveam cinci produse. Vindeam racii cu, nu mai știu, cu 35 de lei și astea alte cu 15 le lei porții. Nu știam prețuri, nu știam dacă... Eu nu știam business de restaurant. Dar de frică să meargă, înțelegi? Frica acumulată de lipsa de bani. Să nu meargă. De, de, de. frica să nu meargă, da. vindeam extraordinar de ieftin. Da. Da. Uh -huh. okay extraordinar de ieftin. Avem un calcul acolo, dar poate, sigur nu era calculul corect, știi? Și am fost uh, eu în bucătărie, prima oară, la prima tavernă la Buzești. Eu găteam. A, ai și gătit. Eu stăteam în bucătărie. Păi făceam alea pane. Făceam alea pane. Și putem pui mei, făceam alea pane. Și o fată care... Servea. <gângătă> care servea. Atât, gata. A, și asta a început tavernă. A fost, am început undeva în, în toamnă, după aia a venit iarna, încă nu s-a creat zvâcul să se știe, să fie ceva interesant. După aia în primăvară au început iar să revină clienții, știi, cu venirea... Dar eu, eu pompam tare pe Facebook, atunci la modă era Facebook. -ul. Uh -huh. Postam, 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 rupeam facebook zilnic. Tot așa, Și, cum faci acum, nu? Da, cum faci acum. Și îi prindea. Vedeam că, pa, care e efect. Și venea lumea. De curiozitate. Și veneau, veneau, veneau. După care am mărit. În primăvară, făceam bănuți, am început să fac bănuți, sunt se întâmplat cu 8 ani. Uh -huh. Și din dintr-o căruță de asta cum aveam eu atunci, am mai luat una, am mai confecționat una și am făcut front comun și am făcut o dita mai terasă de 100 și ceva de locuri. E și am rupt acolo. Și dar banii mai puțin decât încasai uh, ca agent la RCS, nu? Sau, uh, mai bine mai... după ce am dat de atunci din uh, primăvară, Dar erau, un... și cum e, încasările la RCS erau ale mele în casările, la restaurant nu sunt ale tale, sunt ale cuiului firme. Așa. Nu sunt banii tăi, lumea nu înțelege chestiile astea. Plus taxe la stat. Banii, nu sunt banii tăi, bani banii firmei. Da. La dividende dacă sunt, sunt banii tăi. Da. Știi? Da, plus taxe, plus aia, plus pe mine, dar am avut-o pe mai da. mea întotdeauna pe mine, ea, lângă mine, ea, fiind contabilă. A, da. Și întotdeauna, din primul moment, am avut-o pe ea lângă mine și îmi făcea chestiile astea, care au contat tenor. Cu fel de fel de declarații, de chichițe, de... Tot ce înseamnă contabilitate, plăți, furnizori, tot. Uhum. Și și-acum ea e șefa la bani. Și-acum? Da. Da, i a mutat și i a mutat la București, la piperă. Acum. Uh -huh. Ajungem, ajungem și la viața personală în, în condițiile în care ești dispus să vorbești. Mai avem uh, până la 13, e bine, e bine nu? Uh, despui că încet, încet business a luat amploare și la fructe de mare cum ai început să uh, păi, aduci zi, apai, și de unde? Că întrebarea de când am început și eu, nu sunt un consumator înrăit, dar de fiecare dată când mă duc undeva și consum un astfel de produs, întreb dacă e proaspăt. Oh. Și uh, au fost multe răspunsuri de genul Nu e bună întrebare. Uh, nu. Dar nu e bună întrebare, aici, aici este o corecție care trebuie făcută și va dura. O corecție de mentalitate. Că să zic de unde plec? Eu sunt și un pic uh, nu filozof, dar îmi place așa să intru mult să să, să existui, psiholog. Da. În anii comunismului pe care eu nu i am prins, totul era congelat și prost. Atunci era congelat da? Să dădea doar congelat. Și lumea și era puțin și congelat. Ei, noi încă având ramuri mari în ADN, în perioada aia, da? percepția consumatorului e deformată. E proastă pentru congelat. Da? Adică congelat îi vine imediat perioada aia bă, bă, sumbră da? și asociază cu prost, cu a nu fi bun. În vremurile de astăzi, da. congelat, E mai proaspăt decât proaspătul. Și te și cum. Da? Și asta e lupta mea, de asta e avantajul meu în fața multora. Că eu am tras mult pe culturalizare. Că aici om, omul nu știe să mănânce. Nu, nu, el n-a fost ajutat. Știi, nu e, nici nu e de acuzat dacă nu i-a arătat nimeni. Eu am fost și primul om educator de fructe de mare. Pentru că eu am mai cum să mănâncă raci, cum să mănâncă creveți. Eu așa încep. Cum se decortichează, cum se fac, cum se gătesc. Cum tu nu să știi omul dacă nu le duci? Dacă nu l înveți tu să-ți consumi produsul? n -ai cum, n -ai de unde. Sunt mulți români, hai că trec la unul altă, dar sunt mulți români care au mâncat pentru prima oară creveți în Italia, da? Sau în Anglia și ei când vin la mine încerc șimpi. Șimpi, nu încerc creveți. Nici măcar nu știu ce se cheamă creveți. Pentru că ei acolo au mâncat prima oară. Englezul i-a învățat să mânce creveți. Italianul. Așa e. Ia mânca. La, la, la mai vin italieni, n-au vine săraci. Supă de coțe. Vreau coțe ei. Da. Stai bă că îți dau scoici. Nu, nu, coțe vreau. Bă nebunule îți dau scoici. Înțelegi? Dar nu e nimic. Adică devine doar funny situația. Da, da. da. Dacă e de să știe? Dacă noi nu le-am dat, nu le-a le învățat nimeni niciodată, da? da? Eu? de am ieșit un pic din... Da. Că eu le-am arătat, da? Din tipare. Da. Că eu fac chestia asta, eu culturalizez... Dar îmi spuneai de înghețat, că e mai proaspăt decât Fii proaspăt. Atât, că plec de acolo, că mă întorc, da. da? Că de ce? Înghețatul, congelatul e mai proaspăt decât proaspăt. Bun. O doradă care vine din Grecia, o doradă proaspătă care vine din Grecia, câte zile crezi că face din momentul în care e pescuită până să ajungă la orice Lugiu. hipermarket? A, la... Păi la hipermarket, da? Câte zile? Aici nu știu de la vamă cât mai durează, dar până la vamă poate să facă 10 ore, nu? Bă, Cât poate să facă? În, în, cel mai fericit caz, dar în cel mai... Adică în, între 23 zile de când e pescuită. De când e pescuit, 23 zile. Deci ea nu mai e proaspăt, are 2-3 zile. Ce înseamnă proaspăt? Păi nu o ține eu... Pe păi pe pad de gheață? Pe... Ce înseamnă pentru tine proaspăt? O cine dar ce înseamnă proaspăt? Proaspătă, în primul rând, cred că înseamnă că n-a fost înghețată. Dar ce e rău să fie înghețat? Păi n-am spus că e rău. M-ai întrebat ce am răspuns. A, ce. Ce Bun. înseamnă proaspătă? Că n-a fost congelată Bine, o zi, două Ok, atunci îți mai zic. Termenul de, de valabilitate la fresh pentru doradă este de 12 zile. Tu, dacă cumperi o doradă în a 12 -a zi, mai e proaspătă? Mai e fresh? Nu. Bun. Congelatul IQF rapid și congelatul rapid, tehnologia de congelare, ei congelează cum să prinde. Da? Cum o prinde? O bagă la un tun de congelare la minus 40 de, de minus 40 de grade, așa se congelează. Da? A prins-o, în jumătate de oră e congelată. Mai proaspătă ca aia nu există. Pentru că e congelată la minus 40, da? În momentul în care a fost prinsă Ei păstrează. Eu îți fac, în orice secundă, fac o doradă. Fresh și o doradă congelată, o decongelez, o pun una lângă alta. Dar dacă e congelată corect, mai. mai mai e și congelat prost. Mai, 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 e și congelat prost. Dacă e congelată corect, da? Dacă da. e congelată corect, că e ce, ce o... Ce le pun la alta tu nu nu-ți dai seama. Adică trebuie să fii cunoscut, mai ales la, la ochi, dar mai ales la gust. Trebuie să fie, știi cât să-și dau seama 1% din populația României. Asta clar. Asta clar. 1% își dă seama. Și nu e nimic rău până la urmă. Adică nu e nimic rău. Nimeni nu fraște pe nimeni cu nimic. Asta este ideea. Dar n-ai întâlnit și consumator care... Eu îmi dau seama. Eu îmi dau seama și ca, ca, la gust, îmi dau seama la gust. Și ca mine nu ex, cred că mai sunt încă, dar nu exagerez. Trei oameni maxim în România, chiar să-și dea seama la gust. Dar, când e una congelată, când e una... Când dar nu una există acroată. și un segment de consumatori care spun, domne, vreau pește ăla din uh, acvariu să mi-l gătești? Cum se întâmplă la restaurante de fițe? Ba din, da, dar pești, pești prea puțin găsești în acvarii. Pești, nu, nu găsești niciun acvariu cu pește în, în România. Acvari. Păi nu, în România vorbesc, afară găsești. Nu, dar nu există. Nu te gândi să faci și asta? Cu pește fresh nu e și e foarte greu să aduci pește fresh. Nici, eu, nici pe afară n-am văzut, doar știu unde am văzut? în Dubai, singurul loc unde am văzut este în Dubai și am văzut peștele care era viu acolo era grupări sau hamur, ta tot, pentru că sunt crescătorii acolo, în Dubai. E de acvacultură, nu e sălbatic, da. da. Da? Altfel eu n-am văzut, doar crap și caras, dar... Da, tu nu mergi pe zona asta suntem, peștilor din... Suntem, din... din... Suntem, să, suntem, sătui de crap. Și asta de... era remarca, nu întrebare. Eu merg, dar din restaurant am scos pentru că e singurul pește, din păcate, cu care pierzi bani. Care? crapul și crap. Este foarte scump la achiziție. Da. De la baltă. Îl cumperi 25-30 de lei poate pe kilogram. Ai pierdere o gramă, Adică pe mine mă, ai pierdere jumate că e foarte așa și solzi. Adică mă duce 50 de lei, 60 de lei mă duce pe mine. După ce ai scos mațele din el. Eu cu să-l mai vând. Că el tot crap se numește. Ai adică n-are un nume care să poți cere bani mulți pe el. Dar el a devenit extraordinar de scump. Înțeleg ce zic? Înțeleg și uh, în zonele în adică care... Adică ar trebui să-ți vând o bucată de crap de 300 de grame ca să câștig și eu. Deci dacă dau 60 de lei pe el... Cam cu 60 de lei. Da, odată. -și. Tu mai dai pe o bucată de crap și ai Nu, 60? eu n-aș da oricum. Nu eu, persoană fizică. Păi, nu mai dai. Care tu este, o, cum se spune? Da, o bucată uh, de 300 de grame de crap. Dar în zonele în care îți desfășuri tu activitatea, zone de, de lux, nu? Așa. Din, din București da. și din Timișoara. Da. Nu dă bine să comanzi crap. Ba da, e... De bine, adică nu... Eu dacă mă numesc... Eu vindeam foarte mult crap, dar pierdeam bani. nu e vorba de dat bine, e vorba de că ai apa afaceri, faci bani sau nu faci bani. Păi nu, vorba... nu dă bine pentru consumator, nu pentru tine ca... Uh proprietar de restaurant. Da, nu, aici nu mai intră da? În capul ceva Altceva e când o caracatiță, când... Probabil, da. Și nu? altul e randamentul, altul e randamentul. Și prețurile. Da, altul e, Și cu asta dar altul e randamentul. Sunt considerate delicatesuri sau cum se încadrează. Eu vreau să nu mai fie considerate delicatese, că ăsta e și avantajul meu în piață. Eu vreau să fie de la ar consum, că de-aia și eu cu prețurile... spune unde văd că ești... pot să-mi vorbești până săptămâna viitoare despre... industria, industria da. asta. Unde da. te-ai școlit și cel mai bine? În ce țară? de nu, 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 de ai, la italien m-am inspirat. Asta spun, de unde ai învățat? În Italia am învățat mult. Ai fost acolo? Dar nu am fost să stau, m-am ah. tot dus. Și eu lucrez partenerii mei, partenerii, colaboratorii mei de unde cumpăr marfă la greu sunt din Grecia, din Atena. Și aia chiar m au învățat mult. Din Atena. Mult. Spune-le, dacă poți, nu e un secret, Prea. nu? Principalele trei uh, sfaturi pe care le-ai primit. Uh, Principale trei sfaturi da, pe care le-am le primit. În, în zona asta, repet, a. Uh, a, fructelor, uh, da. a fructelor de mare. Uh -huh. Să știi unul, să știi când să-ți comanzi, pentru că toate ele au uh, sezoane, fructele de mare. Și trebuie să știi foarte mult când să comanzi. Adică comanzi creveți imediat după Crăciun, pentru că prețul e cel mai jos în piață. Prețul lor e global, nu e doar la noi. Și strângi bani de Crăciun și de Revelion, încât să poți să. Blochezi mulți bani ca să ai, după aia, tot, tot anul creveți să câștigi, tu deja ai câștigat, să ai creveți la cel mai mic preț. După aia, iarăși, vine cu caracața, după aia cu tot așa. Să știi când să, Deci asta, când să cumperi. Asta pentru rând. tine ca, să spunem, dezvoltator, sau cum. Da, nu pe, ca... pentru mică mine ca business. Ca business. Da? Deci ce sfaturi, altfel ce sfaturi vei? Da, mm. pentru mine ca business. Care ca să o... folosească cumva și clienților, poate. Care să folosească și clienților. Consumatorului, da. Mm. Nu, că aici e vorba de know-how de a, de a mânca. Depinde de cum să gătești peștele. Uite, de exemplu, barbunii. Barbunii e cel mai bine să-l gătești prăjit. Nu altfel. Pentru da. că textura cărnii, dacă îl pui pe plită, nu mai înțelegi nimic din ea, se fărămițează carnea. Dar barbunul prăjit, când plouă în gură cu așa, e cel mai bun, e cel mai bun posibil. Sau ce pește să-ți uh, mai dau exemplu de cum se... Uite, gă... caracatița cum se gătește. Mm. Acasă poți să o gătești? Da, o gătești normal, o gătești, o fierbi. Nu, deci nu în tigaie, nu... Ba da, o... deci caracatița nu merge... Trebuie fiartă mai întâi. Fiartă. Da. O fierbi și să fierbe cam 40-50 de minute. Uite că dau acum din casă. Da. 40-50 de minute pe kilogram. Și atât. Deci dacă are 3 kg, da. o fierbi 50 de minute, eu 3. o trec. 150 de minute. o lași acolo. La foc mic, da, să o fierbe acolo. Da. da. Și apoi mai dai niște condimente. O, niște... Da, eu pui un pic dacă vrei, că vrei caracață la grătar. Ai caracață mai întâi, fiartă și după aia o pui un pic pe grătar și o termin la grătar. Nu există caracață la grătar. Aha. Că trebuie să o fierbi 3 ori. Da. După aia o faci la grătar. Dar spune, clienții tăi au uh, pregătirea, educația asta când se așează la masă să -și știe ce comandă? Acum da. Da? Da. Păi la câte reclame am făcut eu și la câți clienți am avut și la tot cel puțin clienții mei, da, adică știu. Și eu mănânc și vine lumea cu poza sau cu video. Păi asta era. Vreau a... ca Asta nu e neapărat o educație. Vreau ca Paul. Dar da. el știe Vreau acum ce aceste... Paul. Dar știe ce să mănânce. Nu? Știe, da. S-a mai, mai are, mai are... Uite, un exemplu de needucat. De asta, needucat. Mai degrabă aici. Am evidente. introdus acum, acum 2 ani, 3 ani în, în meniu. Am zis să mă rup herăstrăul, da, în competiția cu celelalte restaurante, că tot e o competiție, păi nu e față dar e oarbă, dar e tot o competiție, nu trebuie să ne ascundem după nimic. Și am pus eu așa, în meniu, rândunică de mare, John Dory, San Pietro, grupăr, ce am mai pus doamne, încă două avioane de se de pești, da, la prețuri nu că bune, extraordinar de bune. Bă, deci niște avioane de pești, da? Care doar pe malul ăla, eu așa zic acolo, ăla e malul la bogați, pe malul celălalt de Herăstrău și la mine e malul la... Unde sunt uh, beautiful uh, Da, toate luba. alea. Acolo au un meniu pești ăștia, pentru că și publicul, publicul lor îl comandă. La mine n-am vândut niciun pești. Bă, poate. E rar. Deci îi dădeam la jumătate din prețul care se vând în piață pești ăștia. Da. Dar pentru că nu există cultură și lumea nu știe, valoarea acestor pești, eu nu-i vindeam. Și am și făcut o postare în momentul ăla pe Facebook și am scris o să mă întorc la voi cu peștii ăștia peste 10 ani. Păi deocamdată, nu-i meritați. Că ne bate în joc de valoarea peștilor. Adică îl dau la jumate decât vinde toată lumea. Da? Deci îmi bat de pești da. cu prețul pe care îl vând și nu-i cumpără nimeni. Ei mă întorc îți zice când mai ieșiți. Dar cu toate astea spui fără să fii subiectiv, ci obiectiv, că ai câștigat competiția cu uh, vecinii tăi de acolo, deși toți oferă teoretic uh, nu oferă de calitate. Același... Nu? Da, dar nu oferă aceleași lucru. Nu? nu. Eu, am, eu am câștigat... Eu am câștigat competiția cu absolut toată lumea pe segmentul meu, de uh, profilul meu de clienți. Medium, medium high. Eu așa. Eu sunt, eu sunt restaurant pentru toată lumea. Asta era evident. Nu toți, nu toți cel puțin zona aia nu, nu au un restaurant pentru toată lumea. Eu am un restaurant pentru toată lumea. Am pus în cel mai șmecher loc în România pentru restaurante. Ca la epicentrul, epicentrul restaurantelor în România, este Herăstrău, unul i altul. Unde e? Păi tu poți să spui mai bine unde e. Nu, nu dar te întreb pe tine ca și consumator. Unde crezi că e? În nord, nord. Acolo, da? da deci chiar o... e Oare, da. E epicentru. Din un pic toată lumea. pe Floreasca, da, da, depinde. Da. Nu, e, nu, e, nu e lacul. Ora, nu e epicentru. Da. Bum, acolo sunt toate concentrate, da? Da. Acolo. E așa că... Da. Eu am un restaurant pentru toată lumea și mă adresez pentru toată lumea pentru că eu, în toată promovarea mea și în topa cursul meu, am, am zis că fructele de mare... Nu mai sunt de fițe. Eu le transform în a fi de larg consum. Deci, practic, prețurile pentru cei care abia așteaptă să treacă pragul la taverna racilor sunt de bun simț. Cele mai mici posibile. E, chiar mii nu sunt. Adică Dar sunt, sunt cele mai mici posibile comparând produsul cu oricare alt restaurant în România. Asta înseamnă că sunt cele mai mici posibile. Caracatiță mai multă și mai ieftină decât o vând eu nu vinde nimeni în România. Nu înseamnă că e cel mai ieftin în România? Pe știi tu toate prețurile de da, România? Da, 100%. A, a, deci e și pe Logic, zona asta nu foarte... Nu există. Dar da. nu -are, are cum nimeni să vândă. Poate vinde o zi mai ieftin ca mine. Dar el nu are cum să vândă tot anul. Cel mai dorit produs acolo e platoul Paul, nu? Care conține... Conține să... de toate, da. De toate. Da, da. Și o... e Costă... Habar n-am să nu greșesc. Vreo 500 și ceva. 500 și ceva, 550 de lei. Și primește... Bă, o sticlă de vin. O sticlă de vin. În gama purcari. Da, de e pentru patru persoane, nu? Sau pentru da. pentru patru. Da, pat... mânâncă, rămâne întotdeauna. Da? Da, rămâne întotdeauna. Adică la mine 80% din clienți pleacă cu pachet acasă. Iau la pachet, rămâne. Am înțeles. Îmi punem foarte multă mâncare. Și acolo la tine non-stop? Deocamdată este restaurantul cu, hai să zicem așa, nu cel mai ieftin. Că nu uh, îmi place nici mie să fie restaurant ieftin, cum sună. Este restaurantul cu cel mai bun raport, preț, calitate, cantitate, poziție din România. Pă pește și fructe de mare. Ăsta este restaurantul meu. Dar știi ce am observat că care ești... are astea patru chestii. Ești foarte, foarte solicitat uh, și de către alți uh, antreprenori în zona asta Horeca pentru a te asocia cu ei, ca imagine vorbesc și la, uh, ca să le promovezi și lor uh, produsele. Se pare normal? Iunges... Da, unii nu știu dacă ar face asta. Eu un. Iunges... Corect și eu o încurajez, dar nu mai e loc în toată lumea. Dar eu te, sunt te un om văd pe care... la, uh, da, cum cheamă, domnul Avram, nu? Da, ajut și pe Avram și pe toată lumea. Păi Avram tot ce a făcut acolo a făcut copii unul la unul cu mine și recunoaște. Că, nu, eu cu Avram mă știu de șase ani de zile. N-avea vreodată în cap, dar ușor, 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 așa. Și aia cu atât -a... a luat din vrăjea la mea și... <laughs> și aia cu atât a putut tot de la tine. Nu, aia e de la el. Aia... aia, eu am copiat cu Ana, hai mai aproape și atât a putut în vorbele lui. Aia da, Ana înțeleg că e fata lui, nu? Ana, hai mai aproape. Da. da. Uh -huh. Și aia cu atât s-a putut de la el și ai, ai preluat-o. Am preluat-o și eu, da. Mi-a plăcut. E, tu ești cu Larisa, el e cu Ana. Exact, da. Nu? Da, da. Dar spune, Larisa, e întrebarea, aia. cine l-a omorât până la urmă pe Kennedy? Larisa a fost sau ți-este iubită mm. sau pur și simplu este un joc de asta e, de marketing? Exact, un joc de marketing. Și e o persoană foarte apropiată familiei și businessului. Larisa lucrează la mine de șapte ani de zile, a crescut cu businessul ăsta. Că toată... E mâna mea dreaptă, să zicem așa. Am înțeles. Da, om de încredere. Acum. Mm -hmm. Da, e mâna mai dreaptă. Adică eu dorm liniștit când la risa la restaurant și asta contează mult. Adică, uite, eu am, am camere de video în toate restaurantele, da? da? Eu nu le am pe telefon. Eu am o viață liniștit. Eu nu stau să mă uit pe camere. Nu. Nu. No, nu există așa ceva. Eu stres zero, asta e vorba mea. Alu Avram atât a putut, la mine e stres zero. Cum nu stau să zero, pe... că ești băgat într-o grămadă... Sunt băgat într-o grămadă de chestii, dar eu nu stau să stau pe telefon, să... că dacă se întâmplă, se întâmplă, se află altfel. Nu stau, stau, doar liniștit. Să controlez eu pe la șapte, pe la opă, nu. Oamenii trebuie să fie plătiți și responsabilizați încât să nu avem nevoie de camere video. Deci spui că Larisa e practic doamna de fier a restaurantului. Restaurant, am... Cât o Larisa? Am, da, am, am bază în ei. Da. Dar de pot eu să plec atâta, că eu am bază nici și merg lucrurile, e full și fără mine. Asta e șmecheria. Șmecheria e să nu stai acolo. Păi uite, -ți, dau și eu, am, eu, văd macro, eu stau toată ziua pe internet și mă uit. Nu mai dau nume. Urmăresc lanțuri de astea internaționale și de restaurante și de hotel, da? Da, da. O unorui tot unul. Ăla întotdeauna în vacanță. Dacă nu are un anumit nivel sau standard. Păi și care e problema? Eu nu mai am una. Am și eu 4, 3, 4, 5, gata, gata. De acum pentru mine lucrurile devin mult mai ușoare și mult mai simple. Deci nu ești mai încărcat nu odată ești, cu mulțirea... trebuie să fii prost, nu ești. Deci mai descărcat odată cu mulțirea. Dar spunem, ospătarii tăi, picolii, oamenii tăi de acolo sunt instruiți și ei trebuie să urmeze o linie a restaurantului? Da, viziat. normal, trebuie să normal, să ai know-how de ospătărie, da. Nu, lasă asta, se subînțelege. În a prezenta produsul, în a nu avem, nu avem, cu oameni. Nu avem și aici mă simt un pic... Aici e chestia care am de lucrat în bis. dacă mă întrebai unde am handicap în bisul. Urmă, urmă urma întrebarea, da. Aici, pe servicii. Pe servicii. Pe ospătar, da. Pe bucătării stau bine, rău de tot. N-am emoții. Pe prețul stau extraordinar de bine. Pe locații am super locații, super bine poziționate. E pe servicii am o problemă. Și aici, aici, aici mai lucrez, aici mă mai consum. Aici, e am... Din cauza celebrei probleme a salariilor mici? Mm. În, în comparație cu ce nu vor există. Ei? Nu există. Nu? Oameni au niște salarii de să nu... Nu, nu, nu vreodată în viața asta să-i plângă cineva pe oamenii mei. Nu există așa ceva. Nu există. Păi cum dacă e fur restaurantul, e câștigă din tip din... Dân. Și nu era acum, știi cum zic, vai, dar tipsul uh, e a lui? Bă, dacă nu era restaurantul meu plin, tipsul nu era al lui. Ai înțeles? Așa e. Păi, dacă iată tu te tu stai într-un restaurant gol pe salariu fix. Da. Păi, atunci ce voi vorbim? Că tot felul. Da, dar tipsul e a lui, vai, nu știu, Da, mă, tipsul lui, dar e munca mea. Și pe restaurantul meu și pe șmecheria mea. Nu-i pe șmecheria lui. El doar vine și cu legeroade de acolo. Da? Cum? Dar de ce a fost nevoie să, ia să fie, Ia să fii ospătar într-un restaurant gol și ia să fii ospătar într-un restaurant full. Și nu punem. Și salariul bază, adică că au și salariu. Adică au salariu bază tot ca la care are restaurantul gol. nu au alt salariu. Da? Am înțeles. Care e mai fericit? Dar de ce a fost nevoie să mergi în Sri Lanka să iei oameni de acolo? Să aduc oameni bucătari. Păi n-avem și noi? Avem, dar eu nu vorbesc rău de bucătari români. Sunt unii și foarte... sunt foarte buni. Bă frate, dificili. Eu, eu, eu și eu nu mai am nervi. Eu mai ales când văd lucrurile macro și eu trebuie să mă multiplic, eu nu mai am timp de, de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism. Atât. Da. Eu am negociat cu tine un salariu, în niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecti cât eu sunt plecat în Sri Lanka? Adică nu muncește Nu, te... nu muncește, muncit tu de la țigări fără românisme Căcaturi de să Scuze de expresie da, da, da. Românisme Ei uite ăia nu știu de românisme Ei muncesc Și eu îi aduc pe un salariu fix Care le negociez cu ei acolo Și am băgat și la șpagă La tips Restul nu-i Mulți nu-i bagă Înțelegi? Da Și își dublează salariul Știi cum mă văd ăia pe mine Care vin din Sri Lanka Zeu <laughs> Zeul lor Cât ți-ai adus acum? 82. 82? Da, dar de... eu i-am băgat la tips, alții îi hămălește, dar n-am eu treabă cu ce fac dar zic. Eu chiar îmi permit să zic acum, să vorbesc în piața asta de Horeca, eu chiar mi-am și ia dreptul de a vorbi. Îi aduce pe 650, îi ține câte 8 în camere, 6-8. Plătești și cazarea? Eu plătesc, păi plă plă da, eu plătesc da. Îi ține câte 6-8 în cameră, nu văd niciun bandă de tips și îi iați banii. Normal că la când aude că au grupuri de ăștia de închis și, se adăsit, și acum nu-s fraier. <laughs> no, no, no. Nu, zic, bă, nu, nu. nu nimeni nu-i fraier. Toată lumea da. crede că e ex dar no. nimeni nu-i fraier, no. da? Au grupuri și vorbesc, bă, dar tu cât e la ăla? Bă, uite, ne mai scapă 50 de lei ăla la restaurant, nu știu care, ne mai dă un bonus, nu știu cum, ne mai dă nu știu ce. Normal că au probleme cu da. cu personalul, că fug. Dacă patronul e o sărăcie de patron. Punct. Deci tu ai grijă de ei din toate punctele păi de vedere. l-am la apartamente noi la Cosmopolis. Trei apartamente în noi să stea oamenii, unii din ei. Și nu câte zece în cameră? Nu există. Patru în cameră, ceea ce dă super bun simț pentru ei. Sri Lankiezi. Da. Dar de ce Sri Lanka? Păi și... ei nu stau patru în cameră nici la ei, în Sri Lanka. <laughs> nici n-au nici văzut, dar Dar de ce Sri Lanka și nu altă țară? A pentru lumii? că. Li s-a dus. Uh, nu. Pentru că ei acolo au fost colonizați de către, prima către olandezi și după, după aia de către uh, imperi Britani, pe... britanici, englezi. englezi. Britanici, da. Da. Și foarte bine s-a întipărit în mentalitatea lor. În da. ul lor, că sute de ani colonizați, da? Da. Chestia de serviabilitate, de a ști să vorbească, ei sunt native English, vorbesc engleză, nu găsești tu alții, să pachistanezi, puii mei să vorbească engleză, te chinui că e de nu știu ce. Da. da? Și ăștia au dezvoltat bine, toat, toat, toată Indonezia au dezvoltat o chestia asta de, de servicii, de ospitalitate da. știi? dar ei sună, sunt cu minți, sunt curați, sunt buni și cu oameni păi mi-a venit bucătarul șef a venit pe 6.50 și acum câștigă 2800 de euro? de <laughs> De ăla, și cum? Păi îmi... sunt oameni în corporații care nu câștigă da, banii ăștia Dar nu mă interesează Păi nu, nu de bucătărie <laughs> Da, 2800 cum spune pe cartea de muncă. La bonusuri dacă așa trim. Da, normal. Din tips. Ia salariul de la mine, i-am dublat, i-am nu, i-am triplat salariul, plus tips care e legal în România acum. Îl bași pe notă. De cum? De ce să nu vorbim de tips? E Nu, pe notă, Nu mai e acum să nu vorbești despre tips. Vorbim, tată, de tips că e legal. Spune, am curiozitatea asta, Putem puteam să uit orice întrebare, dar pe asta nu o uitam. Care este cea mai scumpă notă de plată nu plătită, de, mine plătită de tine, nu, nu Plătită la restaurantul tău La mine nu, nu, e maxim 100 de milioane Da, a făcut a, botez, dar nu e scump Dacă 100 de milioane la mine îți faci ceva Anunți botez, zi de naștere Cu 40 de invitați, cu de astea Pentru că la Un club din ăsta de pe litoral dar -a întrebat, De bă, întâi mai a fost, a fost Notă o... de 60.000 de euro bă, La o masă dar, de fapt... 10 inși Dar nu contează că ai luat două sticle și aia Și eu dacă bag sticlă de 50.000 de euro în meniu și a luat-o unul, după aia se transformă. Exact. Da, pui mei, dar nu e... Dar spune, zici 3 zero, Dar senzația mea e că nu mai ai uh, aceeași uh, activitate rebelă de pe vremuri. Ești mult mai echilibrat și mai liniștit, nu? Da, dar eu nu mai eu când ies la... Bă, eu am avut viața activă de noapte. Păi asta zic. Nu mai pot, nu mai duc. Nu mai. Nici, nici mai, mai întrebi așa. Îmi trebuie deja alte. Mai scârțu și eu cu sănătatea, mai gata. Nu? Adică nu mai merg. Te-ai dacă beau o noapte, Beau, să zicem, beau noapte și eu încă n-am trănit omul care să mă bage sub masă, știi? Eu sunt moldovean, eu știu să beau. A, ah, de ce? Dar îmi revin până joi dacă beau sâmbătă adică îmi ia 3-4 zile să îmi revin. Uh -huh. Eventual mă duc și mai fac și câte o perfuzie cu vitamine. Deci nu mai, adică corpul ori muncă, ori aia. Și am ales munca. Da. Bine, da. da. Dar știu să o fac bine, rău de tot asta. Și îți uh, înfrumusețești și viața. Și ești unul dintre oamenii care nu se ascund. Nu am uh, o problemă nici cu cei care se ascund să își arate uh, anumite... Uh... Eu, arăt, eu arăt, nu că Domenic. Acum tot lumea știe că am... Nu, e, mai e un secret că nu am atât, din cât, băi, full îmi pui mei toată de ful la restaurant, nu știu când. E logic să am, da? Da, dar unii n-arată ca da, Dar nu mă tu interesează, dar, nu mai, da, eu sunt un exemplu, eu vreau să, și sunt un exemplu pentru, și uite, eu am și un proiect și o să-l fac, să ajut idei de afaceri până în 5.000 de euro. Și cât de mult m-aș vrea ajuta pe mine 5.000 de euro? Eu am început cu 80 de milioane. Împrumutați. Da, treaba asta, și acum fac milioane, da? Cu 80 de milioane, cu 1.000 de lei. Tu știi cât de mult ajută 5.000 de euro sau orice sumă când tu nu ai, o, ai o idee super bună și chiar sunt și n-ai un milion să treci strada, când ai de unde? Salariile în România sunt 40-50 de milioane, da? Uite, chiar ieri vorbeam cu doi băieți și le explicam ideea da. asta. De unde strângi un om 5.000 de euro dacă salariul e 5.000 de lei? El trebuie să aștepte vreo 10 ani să pună deoparte să Care și trăiască. și factură Să pună 5.000 deoparte în 10 ani. Păi am bătrânit cu idee. Și eu am să fac un proiect în care nu știu cât o să pot, nu știu, 100 200000 de euro pe an și sunt 20 între 20 și 40 de businessuri pe care să le finanțez eu cu câte 50.000 de euro. Deci te duci și pe dezvoltarea asta personală. Normal, să-i dezvolt pe alții, să creadă, în primul rând, tânărul român trebuie să înțeleagă că și cu 5.000 de euro faci ceva. Nu trebuie milioane să poți să realizezi chestii, din contră. Puțin faci minuni, dacă ești bine drămuiți. Da. Dar eu am vreau... făcut minuni cu bani puțini, eu n-am făcut minuni cu bani mulți. Acum eu mă joc, acum. Acum, când am bani, eu mă joc să cumpăr, să utilizez o bucătărie de 150-200 de euro, nu mai e un. Da, spune Toate băncile mă caută, să-mi dea bani, nu mai bat eu la, la ușa acum la nimeni. Am oferte de două bănci de nebuni. Să... Nu, știi, să, să... Da? Dar vreau, e... să te, uh, vreau să te lauzi puțin. Uh... Da, mă laud cât tu. Ai venit cu un Lamborghini. Da. Uh, ai Ferrari. Și mi-ai în comandă acum. ce mi-a mai comandat? A, aici vezi ce-ți -ai a mi mai comandat un Lamborghini. Un Lamborghini? Da. Tot din ăsta, Urus sau cum se numește? Nu, Huracan. A, ah, limuzina, da. nu? Huracan, de jos, De da. Da, da mi-am luat, mi luat, da. Cu de fapt, nu e limuzina. Da. Da. Și ăla la ce bani? 300 de mii. Plus ceas de aur... Atât s-a putut. At <laughs> <laughs> și uh, dincolo de asta, și uh, ceva ce poate deveni de asemenea un business. Ai, uh... Da, dar cea mai mare, uite, că nu m-ai întrebat, am o fetiță. Ce ai, Ajungeam, bă, ia... Ajungi, da, mai, uh, da? mai avem timp. da. 10 minute mai avem. Da, 10 minute. nu, 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 ajungeam și la Vila Minerva, parcă îi spuneam. Da, nu? și la Vila Minerva, asta... că pe... Deci cu, exact, o iau da. pe, pe, tot, pe balniu, că dacă suferă și a plecat în felul următor, toate chestiile au, eu sufăr rău de tot cu cervicalea și cu chestiile astea. Am avut un burnout și după aia mi au somatizat niște și am devenit un pic anxios, știi? Da. Și sufăr cu, cu cervicalea și cu contracturi în, în, corp, din păcate. Da. <laughs> și... De aici a plecat, eram în Sri Lanka, făceam mesaj, masaj la unul până munți, le-am le cerut la ea, bă, duceți-vă la cel mai șaman posibil. Uh -huh. Bam, și mi-am făcut-o la un, niște masaje cu uleiuri calde, așa, Pff, știi cum m-a relaxat, m-am topit. Ea și pe patul ăla acolo, cum stăteam ea, așa, mi-a venit așa, ideea i bă, bă, frate, când m-am dus la techirghiul a trebuit să sun pe nu știu cine, ca să intru și eu la sanatoriu, că nu erau locuri, erau ocupat un an jumate. Să intri la, la da. să suni așa, au... Programări ca la Buct, da, 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 tot așa, un an de zil. A trebuit să intervin pe românească, să dau și eu un telefon, să mă primească că sufără băiatul. da? da? Am intrat acolo. M-au făcut, să zicem, bine acolo, da? Dar după aia s-a transformat un business, că dacă e om de business și de speculă... Și ai luat vila. I-am zis, bă, frate, ia și așa, am străbulat să cu un contact, am sunat-o pe doamna, e doamnă. Ce căutați pe acolo un hotel așa, nu e ceva de vânzare, un hotel, un ceva. Că dacă vine atâta lume acolo, eu cu atâta reclamă cât știu să fac și am și banii să investesc acum, Oare chiar să-l prost să n aduc și eu lumea la un alt hotel să-l fac să meargă acolo? Eu zic, ai, că, eu zic că aduc lumea acum ori un pas. A doua zi m-a sunat femeia. Domnul Paul Perla la E în Paragina. Vila Minerva e de vânzare. Vă pun în contact și îmi dăm numărul. Am sunat de acolo, din Silanca. L-am sunat pun, Domnule, vezi că în două zile vin la Constanța. Eram în Silanca. Da? Hai să ne întâlnim să intrăm în nego? A -a? Că eu vreau puțin. <laughs> Milion. Nu, 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 mai puțin. Chiar mai puțin, spune de am și luat. Înainte de a, de a vorbi puțin despre viața personală pe final de episod, pe ce facem pariul? Pariul tare de tot, susținut de Betano, legat de activitatea ta. Facem pariu că Zi. Paul Nicolau, tu spunem, legat de business tău, iar cei care te admiră și strec pragul, și o să și comenteze legat de acest pariu, dacă se va adeveri sau nu. De preferință în viitorul apropiat. Ce-ți propui tu? Faci pariu că... Că deschid și la Cluj anul ăsta. Deci asta este unul dintre c pariuri. Da, challenge-ul cu, cu mine. Acum acum mm -hmm. deschid la Timișoara și că deschid și la Cluj anul ăsta. Adică asta îmi propune pentru anul ăsta. Da. E un pariu cu o cotă mică. Și la anul încă... 3 orași. A, deci practic asta ar fi adevăratul pariu. La anul cu uh, Paul Nicolau Pescobar face pariu că la anul încă patru orașe ale României, inclusiv Clujul, vor avea acolo taverne ale racilor. Am zis bine? Da. Com, co și în co doi, ani, comentați să și în doi de... ani și punct în Europa. A fost la Londra și tatuanez tare de tot, dar cred că o să fiu pregătit în doi ani, nu acum. Cum s-a dus, cum îl cheamă, de la no. Suceava? Cu lanțul ăla de ah. uh, mandachi? Da, 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 da. Nu? Tot da. așa? Spune-mi de, de fetița ta. Mai ai timp să stai cu ea? Să o... Nu prea. Nu prea. Nu prea, din păcate, dar totuși relația este extraordinar de, de bună. Crește copilul. Cât se are? Știe că sunt acolo trup și suflet. Cinci ani jumate. Să-ți trească. Trece timpul. Doamne, da. știe la fel dacă... Da, am da. și eu. Da. Da. Să A mea e mai mare puțin. Da. Da, și... Da. E, dar vine, e nu? Vine pe da, la restaurant, că e și pentru copii și pentru... Da, normal, nici deci relații Plecăm în vacanță, e o relație normală, doar că cu puțin timp din partea tatălui, din păcate. da tu nu mai ești cu mama nu ei. Nu, cred că nu, dar suntem foarte buni prieteni, deci asta e, e o relație specială și din punct de vedere că nu mulți reușesc care au uh, relație separată da. să fie atât de bine totuși împreună. Și asta, logic, ne de sună un și exact. Deci sună plecăm, clișeu, pentru plecăm... binele Plecăm în vacanțe. Împreună. Dar nu avem ce treabă personal, dar plecăm în vacanțe, râdem, glumim, mergem la un și stăm la grădinițe, la copil, tot. Da, Suntem... pentru binele copilului. Ea de... intră oricând, să zicem, la mine în casă și o invers acolo. Că nu se pune problema. Da? Da, deci relația este extraordinară. spune ești un bărbat foarte, foarte ofertant din toate punctele de vedere. Da. Ești asediat de cereri? Și nu mă refer la aventuri. Și când n-aveam bani. Nu, mai ales acum. Da, e normal. Da, e normal. Eu sunt un burlac până la urmă. Îți doresc să rămâi așa? Nu. Sau vrei... Uh... Maxim până mă uit la ceas. Maxim până în 40 de ani. Deci după 40... Atât, vrei... da, normal. Adică nu da, te vezi toată nu, viața nu, așa. Dar nu îmi dau target. -a. Nu, normal că vreau asta. Eu am bătrân, dacă am făcut toate lucrurile de mic, ce să mai impresioneze pe mine? Nu mai... Eu nu mai am n-am ambiții să o cuceresc, nu știu care, nu știu care. Dar îți dorești familie din nou. Da, da, da. da, Și probabil și un copil, da, încă da, un copil. Da, da. da, îmi doresc normalitate. Asta se numește. Pentru unii familia înseamnă normalitate. Da, îmi doresc normalitate și tind înspre asta. Și dacă e să vină pe persoana aceea de care să mă îndrăgostesc și care să mă și iubească, Uh, fac pasul ăsta fără niciun. Da, e ezitare. un cazul vostru al oamenilor celebri și cu bani mulți, că nu știi dacă uh, nu, neapărat, uh, nu mă consider stă cu tine. Acum, a, eu nu sunt celebri și cu bani mulți, celebri și cu bani mulți ia în America. Eu sunt un copil care a dat rezultate în România și vreau să fiu un exemplu pentru, pentru tineretul din de România. Deci eu nu, eu sunt cu picioarele foarte pământ cu ceea ce se întâmplă. Eu nu am nicio treabă. Deci nu sunt celebru. Eu nu mă duc la de Mie nu-mi plac astea de celebrități. Nu, 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 mă duc. Am fost invitat să mă duc acum la, la Cannes. Nu m-am dus. Nu, pe, meu. pe covor roșu. Da, nu m-am dus. Dar am fost invitat. Adică, știi? Mă bucur că am fost invitat. Dar nu m-am dus. Dar de cine? De cineva care ți-a trecut pragul pe acolo? Că deci, intri și tu în de, contact de, cu fel de fel de oameni. De cine trebuie. De cine trebuie, nu? Da, de cine trebuie. Altfel cum ajunge acolo. Doar care la... cel mai celebru client care ți-a trecut pragul la restaurant? Nu știu, politician, sportiv, ce vrei tu? Că până la urmă... Nu știu, aș spune că spune că vin toți. Vin toată lumea. Vin și uh, din clanuri, vin și din politică, vin și oameni normali. Și cel mai important și ce îmi place cel mai mult este că vin oameni din provincie. Eu aici am sensibilizat și am câștigat provincia. Vin special la București să mănânce la tine, da. nu? În felul meu de a fi, asta e explicația, în felul meu simplu de a fi și uman, da, și real, eu sunt real. Da. I-am sensibilizat pe, pe, cei de acolo și vin. Vin să vadă și după aia, pe bucuria mea și a lor, le și place. Dar ei vin să vadă prima oară, S -s curioși, îi fac curioși. Da. De? Prin exemplu meu și a businessului. Și asta e cea mai, cea mai mare satisfacție, pe, nu vedete și vrăjel și haubau. A, nu? N-ai o personalitate pe care ți-ai dorit să o omenești la tine? Nu, nu am de asta că tot la personalitatea aia în sine, eu văd dincolo de persoană, în sinea lui e un om normal. Eu văd dincolo de epoleții ăștia și nu știu, eu știu că ăla e om normal, e omul din el, da? da. N-are, că l-a făcut viața vedete și haubau, el e sătul de treaba asta, crede-mă. Eu cu omul fiecare, client clienta mea e vedetă, astea-s vedetele, fiecare. Asta e de admirat, că te da, așa cu fiecare uh, nor, absolut nor. la fel. Nu, uite-l pe ăla, servește toate, mai eu repede. Totdată, dar nu există să zici nu. Nu. Bă, nu trebuie să uiți multe chestii, trebuie să fie ancorat în realitate întotdeauna. Și ultima întrebare de care nu scapi oriunde te-i duce. Da. Fie că e podcast, fie că e emisiune, fie că ești pe stradă, fie că ești nu știu unde, la ce mall, hmm. de ce pe scobar? De ce pe Escobar? Pentru da. că e un nickname care se potrivește de minune, de minune cu personalitatea mea și cu ceea ce fac eu. Un escobar, de aici pleacă, da? Da, este un personaj are, nu rău famat, are, foarte rău are, famat. Are, dar are asonanță în lume. Are asonanță. Da, da? -a și a fost, fost celebrul... ce a fost el lordul unui lucru nu, rău. Lordul drogurilor, lord adică nu e niciun secret. Nu e un model. Da, nu e un model, dar eu, eu mă erigez în a fi un model sunt un model și eu sunt lordul peștilor. A. Da? De aia. Pe Scobar. Și s-a legat pe eu știu cum am gândit să dau titlul acestui podcast mm. și dacă ești de acord bine, dacă nu, mă mai gândesc sau îl dau mm. de capul meu și așa mai departe. Și cu asta chiar închei. Mai presat puțin, dar mă bucur că ai ajuns până la urmă. Sper să mai, mai vin. Nu Nai de ce să te scuzi. Mai vin cu uh, exista un film, eu sunt mare consumator de film românesc, mm. uh, exista un film sau există uh, cu Dorel Vișan așa. în rolul principal și Daneliu Regizor, senatorul Melcilor. Bun, senator bag, senatorul racilor. Și am zis, acum curând și mi-a mi propus cineva să fac, eu am vrut să, acum să mă duc în, am propus să mă duc în, în juriu la Imperiul Leru, și că am fost la Imperiul Ei, știu. Și să fiu eu în juriu acum, că acum găsesc și eu bănuț de finanțare, nu mai e problemă, știi? Și aș fost primul exemplu de refuzat, da? da. De participant refuzat care ajunge leu. Da. Eu cred că îndeplinesc condițiile acum. Și ai fost deja contactat? Nu, n-am fost, am, am propus eu, am făcut eu niște TikTok-uri Și dacă nu așa, ei îmi fac eu cu ideea asta De 5.000 de euro, îmi fac eu Imperiul Racilor Și am să dau eu câte 5.000 de euro La toată lumea, ca așa vreau eu Mulțumesc! Mersi, din suflet. Senatorul Racilor Pescobar, la tare de tot Uitați-vă și mulțumim că sunteți în continuare Alături de noi, cu bine! Și abonați-vă! Și abonați-vă pe săptămâna viitoare, la tare de tot!